Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre ce efect poate avea dobânda compusă asupra investițiilor. Pentru a începe, voi porni de la o mică povestioară care este prezentă și pe site-ul de la OTP Asset Management. Câte boabe de orez intră pe o tablă de șah. Să începem. Este o legendă care spune că regele din India a fost atât de mulțumit de invenția uneia dintre înțelepții săi care a inventat jocul de șah, încât i-a oferit acestuia posibilitatea să aleagă orice recompensă își dorește. Prin această povestioară vom exemplifica practic care este puterea exponențială a dobânzii compuse. Astfel, inventatorul a răspuns în felul următor. Își dorea ca să-i dea un bob de orez pentru primul pătrat al tablei de șah, 2 pentru al doilea pătrat, 4 pentru următorul și așa mai departe pentru celelalte 64 de pătrate. Și regele a fost de acord și a fost uimit că bărbatul a cerut o recompensă atât de mică sau cel puțin așa a crezut. Morala acestei povestioare este că majoritatea oamenilor sunt ca regele în anumite momente. Este dificil să înțelegem cât de repede o funcție precum dublarea face ca numele să crească fiind o funcție exponențială. Astfel putem vedea mai jos care este rezultatul boabelor de orez pe care regele a trebuit să-i dea celui care a inventat tabla de șah. Astfel, numărul total de boabe este de 2 la 64 minus 1. Adică, dacă calculăm, ar însemna acest număr enorm de mare. O altă exemplificare în grame este dată aici. Practic, un bob de orez are aproximativ 25 de miligrame. Și dacă transformăm acest număr mare în grame, ar însemna 461 de miliarde de tone de orez. După cum se poate observa, sunt date câteva statistici mai jos, ce ar însemna, practic, pornind de la un bob de orez și dublând la fiecare pătrățică de șah valoarea anterioară, ar însemna 461 de miliarde de tone de orez, 900 de ani din producția mondială de orez. Ce a vrut să aducă în atenție cu această povestioară este faptul că funcția exponențială se aplică foarte bine și în investiții, economie, prin dobânda compusă și puterea ei. Practic, noi dacă investim în mod constant și primim o dobândă și acea dobândă o reinvestim, per total vom ajunge la o sumă exponențială odată cu trecerea timpului. Practic, cu cât suma economisită se compune mai des și pe o perioadă mai lungă, cu atât crește mai repede. Cu o dobândă de 5% pe an, banii economisiți inițial se vor dubla în 14 ani. În 28 de ani, cu aceeași dobândă compusă anual, vei avea de 4 ori mai mulți bani. Haideți să căutăm și un calculator dobândă compusă. Calculator dobândă compusă. Să spunem că dorim să aplicăm, să vedem ce rezultate am avea și noi dacă am aplica. Să zicem că dorim să ne facem un fond de pensie sau un fond de investiții pe care să-l folosim peste un număr de ani. Vom lua acest calculator de pe financer.com, calculare dobânzii compuse, și vom căuta aici perioada de economisire. Să spunem că vrem să economisim 20 de ani, balanța inițială, să zicem că vom porni cu 0 lei, și un randament, să spunem un randament de 6% pe an. Putem vedea care este return-ul anualizat pentru S&P 500, care reprezintă indicele cel mai importante 500 de companii din America for last 30 years, pe ultimii 30 de ani. Și according to historical records, the average annual return since its inception din 1926 până în 2018 este aproximativ de 10-11%. Noi vom pune, să zicem că vom lua un randament totuși de 7% și contribuția lunară, să zicem că este în jurul valorii de 1000 de lei. Valoarea taxelor o vom pune de 1%. Vom da cu calcul, în momentan vom lua că nu vom calcula taxele. Și să vedem ce obținem în tabelul de mai jos. Practic, investițiile noastre vor fi de 230.000 de lei în total după 20 de ani și balanța finală va fi de 492.000 de lei. Deci asta înseamnă dublu și ceva. Să vedem
Practic am reținut aceste valori. Vom face și un snipping tool. Vom reține aceste valori. Haideți să vedem ce înseamnă dacă se calculează și taxele, cât se reduce din valoarea inițială. Practic, acestea sunt după ce s-au aplicat 1% valoarea taxelor și intervalul de compunere se face anual. Dacă am aplicat și taxele de 1%, ar însemna această diferență. Deci investiția ar fi tot 230.000 de lei și balanța finală ar fi de 492.367 de lei. Să vedem ce ar însemna acum și cu niște taxe de 2%. Vedeți că este o oarecare diferență, 4.997 de lei. Deci, practic, investiția noastră inițială ar fi dublă, chiar dacă s-ar calcula taxele. Dar noi îi vom da și cu calculul taxelor. Dacă acest randament ar fi de... Acesta este un randament de 7% pe an. Să vedem ce s-ar întâmpla. Vom mai face o dată. Vom mai salva acest randament. Practic, acesta este cu un randament de 7%. Acesta a fost calculul cu un randament de 7%. Să vedem ce se va întâmpla cu un randament de 9%. Dacă avem investiții care vor genera un randament anualizat de 9%, după cum se poate observa, față de un randament de 7% în 20 de ani, diferența ar fi de 100 și ceva de mii de lei. Deci o diferență extrem de mare pentru doar 2% în plus la randament anual. Aceasta înseamnă puterea dobânzii compuse. Dacă punem pe 30 de ani, balanța finală ar fi și mai mare. De exemplu, dacă vom pune pe 30 de ani, după cum se poate observa, ar ajunge la de 4 ori, aproape 5 ori, valoarea investiției pe care am avut-o. Dobânda compusă este considerată a 8-a minune a lumii. Veți lăsa în rubrica de comentarii viitoare subiecte pe care ați dori să le abordez. Sper că a fost util acest tutorial. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, share și dacă doriți să fiți la curent cu noutățile noastre, puteți apăsa pe butonul subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați când avem un video nou. Vă mulțumesc! La revedere!